și bine ați venit la Attitude Palette Festival Bacău 2017. Alături de mine se află susținătorii proiectului inițiat de Asociația Reverans, respectiv doamna directoare Adriana Busuioc, director al Colegiului Național de Artă George Apostu Bacău, precum și Eliza Judeu, directorul Teatrului Municipal Bacovia. Totodată aș dori să invit alături de noi membrii jurului acestui festival internațional, respectiv Eugen Gârneț, directorul Liceului de Coreografie Chișinău. Vă rog să poftiți pe scenă. Doamna președintă Gabriela Nicolescu de la Școala de Ballet din München, profesor dr. Cristina Todi de la Colegiul Național Octav Băncilă din Iași, Alina Sanson, solist al Teatrului de Ballet Sibiu și Octavian Popa, solist al Operei Română Lucina Popa. Sunt foarte multe evenimente astăzi în Bacău, de când a devenit capitala tineretului. Pe toate planurile, activitățile sunt intense. Acum sunt foarte puțin în sală, dar probabil vor veni mai mulți în curând, respectiv cei care asistă la Parada Aviației. Până atunci, noi ne păstrăm programul și mulțumim tuturor școlilor participante din țară, din străinătate, care s-au înscris în acest festival și nu sunt puține, 22 de școli. O să urmărim cu mare interes evoluția tuturor concurenților, pentru că sunt concurenți deosebiți și o să vedeți că o să avem o zi foarte frumoasă, atât astăzi cât și mâine, când vă invităm să fiți alături de noi la gala laureaților, premierea concurenților și parada costumelor. Nu în ultimul rând, mâine după amiază se vor desfășura și workshop-urile de dans clasic și contemporan. Tu stai aici, a? Eu am să invit să vă spună două cuvinte doamna directoare Eliza Judeu, dacă se poate. Și unde dai drum, dacă tu... Bună ziua! Bine ați venit la Bacău, bine ați venit în această sală mare, aparent neprietenoasă, dar cu siguranță copiii vor energiza cu talent. Am apreciat numele acestui festival, Atitudine, și dincolo de atitudinea artistică, să știți că e nevoie de o atitudine artistică mai amplă, adică dumneavoastră, profesori, părinți care vă îndrumați copiii spre calea, pe calea artei, gândiți-vă și la viitorul lor și la ce le poate oferi această țară în materie de loc de muncă, de exemplu. Asta ne însemnând că dumneavoastră trebuie să ne gândiți numai decât o carieră internațională, luați atitudine ca să se poată dezvolta aici. Iar acest concurs, în acest sens, este mai mult decât binevenit. O zi frumoasă, multe zile frumoase, artistice, creative. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Bine ați venit în orașul Bacău, atât stimați membri ai jurului, cât și dragi concurenți.
Într-adevăr, este o infuzie de tot felul de evenimente zilele acestea în Bacău și tot anul acesta spre bucuria noastră. Sper să fie o infuzie de calitate și cu evenimente foarte frumoase, menite să crească cantitativ, dar și să aducă plus valoare din punct de vedere artistic, ce puțin ce ne interesează pe noi, în orașul Bacău, un oraș cu mare nevoie de astfel de lucruri. Sper că atitudinea, așa cum a spus doamna director Jodeu, înseamnă o atitudine spre lucruri bune și înseamnă și o îmbogățire în sensul ăsta, ca să ne trezim, să avem puterea și curajul de a face lucruri frumoase într-un oraș care nu neapărat poate să se sprijine pe o istorie culturală foarte veche. Dar noi suntem cei care scriem istoria și începem să o facem, iată, Attitude, a doua ediție, ne vom strădui poate la anul împreună cu Asociația Reverence, să o facem, să avem o atitudine mai zdravă și mai mare, mai importantă, ca să vină și mai mulți copii și cu siguranță să fie și un public mai generos. Vă doresc succes, vă doresc mult succes tuturor copiilor care vor fi astăzi pe scenă. Invit și pe doamna președintă Gabriela Nicolescu să vă spună două cuvinte din partea juriului. Bună dimineața tuturor! DAS este o artă veche, iubită, încurajată și venerată, artistul balerin, un luptător, susținut de idealuri și de iubire pentru dans. Începe să o cunoască și cât trăiește în această lume, va fi adesea fericit. Aici, în această sală unde ne aflăm astăzi, vom prețui disciplina, dăruirea și dragostea pentru dans a tuturor tinerilor veniți să-și arate iubirea și devotamentul pentru această artă. Să mulțumim deosebit doamnei Baicu și tuturor celor care o sprijină. Mult succes tuturor! Cu aceste cuvinte frumoase din partea organizatorilor și a juriului, mulțumim încă o dată tuturor copiilor înscriși, le dorim mult succes și să fie în cea mai bună zi din anul acesta pe scena din Bacău. Declarăm deschis concursul și nu mai știm să ieșim.